Efectul Pygmalion este un fenomen în cadrul căruia așteptările ridicate duc la performanțe mai bune. El poate fi mai bine înțeles printr-un cerc în care convingerile noastre despre abilitățile unei alte persoane influențează acțiunile noastre față de acea persoană. Aceste acțiuni au un impact asupra convingerilor celorlalți despre ei înșiși. Aceste convingeri determină acțiunile celorlalți față de noi, ceea ce întărește convingerile noastre despre acele persoane și tot așa și tot așa. Să luăm un exemplu și să începem cu convingerile voastre. Imaginați-vă că sunteți antrenorul unei echipe de basket și vă observați echipa în prima zi. Sammy și Benny sunt noi membri ai echipei. Sammy vă amintește de un jucător faimos, iar Benny de un băiat enervant pe care îl știați în liceu. Inconștient, decideți ce așteptări aveți de la fiecare dintre ei. Convingerile pe care le aveți influențează acțiunile voastre. Atunci când Sammy intră pe teren, vă bucurați să-l vedeți. Îl încurajați să joace mai bine, să exerseze mai mult, să rămână o oră în plus la antrenament. Dacă face o greșeală, îi explicați cum o poate evita pe viitor. Când vine Benny, de-abia îl observați. Vă bucurați atunci când înscrie, dar nu-i oferiți prea mult feedback și nu investiți timp suplimentar în antrenarea lui. Atunci când Benny face o greșeală, sunteți ușor deranjat. Acțiunile voastre au un impact asupra convingerilor lor despre ei înșiși. Sammy simte că îl apreciați și apreciază și el la rândul lui asta. El are încredere în propriul său succes. Benny simte că nu prea aveți răbdare și apreciere pentru el. El nu are încredere în șansele lui de succes. Convingerile fiecăruia despre sine însuși determină acțiunile lor față de voi. Sammy descoperă din ce în ce mai multă plăcere în joc și nu ratează nicio sesiune de antrenament. În timpul meciurilor, el dă tot ce are mai bun din el. Benny, în schimb, nu mai găsește așa multă plăcere în joc și nu depune tot efortul necesar în timpul meciurilor. Uneori chiar și lipsește de la antrenamente. Toate acestea întăresc convingerile voastre. Vedeți la Sammy că joacă cu mai multă plăcere, că se antrenează mai intens, că demonstrează o creștere mai rapidă a performanțelor. Benny nu pare să fie foarte motivat. Îndemânarea lui nu se îmbunătățește prea mult și începe să vină la antrenamente din ce în ce mai rar. A știut asta de la început. Slavă Domnului, instinctele voastre au fost corecte. Efectul Pygmalion mai este cunoscut și drept experimentul Rosenthal, numit astfel după o cercetare a lui Robert Rosenthal, desfășurată la Harvard. Într-un prim studiu, el a provocat subiecții testului să antreneze șobolani să meargă printr-un labirint. Jumătate din grup a fost informat că șobolanii lor sunt deosebit de inteligenți și a antrenat special. Celelalte jumătăți s-a spus că șobolanii sunt proști. În realitate, șobolanii erau toți la fel. Cu toate acestea, în timpul experimentului, șobolanii deștepți au performat mai bine decât cei proști. Asta a demonstrat cum așteptările antrenorilor au influențat performanțele șobolanilor. Rosenthal a realizat apoi studiul Pygmalion la școală, împreună cu Leonard Jacobson. La începutul anului școlar, unui grup de învățători de școală primară i s-a spus că unii dintre noi elevi sunt foarte talentați și au un potențial deosebit. Această informație era complet inventată. A fost dată despre anumiți elevi obișnuiți, selectați la întâmplare din fiecare clasă. Tuturor elevilor li s-au făcut anterior teste de IQ. Până la finalul anului, elevii care au fost descriși ca fiind mai talentați au avut rezultate semnificativ îmbunătățite la testele de IQ, față de restul clasei lor. Robert Rosenthal a concluzionat: atunci când ne așteptăm la anumite comportamente din partea celorlalți, este mai probabil să acționăm în moduri care să facă aceste comportamente mai probabil să apară. Ce credeți despre această teorie? Și în cazul în care credeți că e corectă, există oare metode prin care să nu ne lăsăm influențați de părerea negativă a altora? Dacă v-a plăcut acest video și modul în care am explicat subiectul lui, abonați-vă la canalul nostru. Încercăm să explicăm probleme complexe într-un limbaj simplu și cu ajutorul animației, pentru a sprijini elevi din întreaga lume în procesul lor de învățare. Dacă vreți să ne sprijiniți, puteți intra și dona la www.patreon.com/sprouts. Un singur dolar primit de la numeroși susținători poate face o mare diferență.